Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, reales în funcție, a declarat în prima sa conferință de presă o reorganizare majoră a instituției, în urma căreia, de la 1 decembrie, vor fi concediați 86 de angajați. Acesta a afirmat că există în instituție multe persoane care nu au obiectul muncii și cu toate acestea primesc lefuri mari și numeroase bonusuri pentru participarea la proiecte europene cu mize mici. Ca urmare acestei stări de fapt, în această săptămână am luat decizia să reorganizăm aparatul propriu al Consiliului Județean. Aceasta fiind prima etapă, pentru că urmează să trecem la celelalte instituții care sunt în subordinea Consiliului Județean sau în coordonarea acestuia. Avem, deci, o reducere de personal și o reorganizare a activității, ceea ce presupune că de la 174 de posturi câte existau în structura Consiliului Județean acum o săptămână, cu data de 1 decembrie, deci la începutul lunii decembrie, ne propunem să rămânem cu 88 de posturi, deci o reducere de aproximativ 50% a personalului Consiliului Județean Bihor. De ce s-a făcut această reducere? În urma analizei care a fost făcută, am constatat câteva chestiuni care nu pot fi contestate. Și anume faptul că personalul în aproape toate compartimentele era supradimensionat, ceea ce presupune un grad de încărcare cu volum de muncă scăzut. S-au făcut analize comparative la serviciu juridic, număr de dosare, complexitate dosare per jurist, comparativ, de exemplu, cu primăria Oradea. Rapoartele sunt total nefavorabile Consiliului Județean. Aceste date nu pot fi contestate. De asemenea, s-au făcut analiză în încărcarea personalului, analize cantitative, număr de autorizații de construcție, număr de certificate de urbanism emise. Nu s-a putut face o analiză calitativă în totalitate, pentru că ar fi însemnat o perioadă suficient de lungă de timp și un aparat care să auditeze rapid, dar acest lucru nu a fost posibil în totalitate, dar din analiza cantitativă rezultă cât se poate declara și aici o subnormare de câteva ori față de aceeași situație de la primăria din Oradea. De asemenea, sunt structuri care nu mai au obiect de activitate. De exemplu, am avut o structură de arii protejate care de peste 2 ani de zile nu are acoperire în realitate, activitățile de arii protejate fiind gestionate de o autoritate centrală a statului și, practic, oamenii de acolo primind tot felul de însărcinări de care nu au legătură deloc cu fișa postului. De asemenea, am avut o situație în care avem structuri paralele. Aveam atât o direcție și avem în prezent, care se ocupă de turism, care funcționează vis-a-vis de Teatrul Regina Maria, dar în același timp avem o agenție de management a destinației care face tot așa zisul turism, cu un număr mult mai mare de angajați și de fapt nu ați văzut că, nu știu, lucrările din piața Ferdinand trenează datorită cozii de turiști care e la acele ghișee de informare. Poate n-ați înțeles de ce trenează lucrările de acolo. E un număr foarte mare de turiști care cer informații. De asemenea, structuri pur și simplu paralele, mă refer la direcții care au fost scoase din aparatul propriu al Consiliului Județean pentru a se pierde, practic, controlul modului în care acestea lucrează. Nu știu, direcția social-comunitară care urmează să fie desființată, dar asta nu intră în această organigramă, ci la un alt material. Una peste alta, deci. Chiar dacă colegii care urmează să fie disponibilizați sunt oameni de treabă, sau oameni care poate ar vrea să-și facă datoria, să ne înțelegem foarte bine, eu nu blamez colegii din Consiliul Județean, dar pur și simplu suntem în situația în care nu au ce să facă în termen real și nu au o încărcare corespunzătoare, consumând, practic, resursele județului Bihor, pe care trebuie să le ducem în proiecte de tipul celor care vi le-am prezentat sau în cofinanțarea activității primăriilor din județul Bihor pentru a-și face datoria. Ca să vă faceți o imagine, cheltuielile de personal ale Consiliului Județean într-o lună, numai aparatul Consiliului Județean, subliniez, sunt de 270.000 de euro aproximativ. Fără celelalte instituții unde avem
peste 2500 de angajați fără Consiliu Județean. Acolo urmează să facem analizele în perioada imediat următoare. Ca atare, în această situație, deci, analizând fiecare structură în parte, făcând comparații cu structuri asemănătoare, analizând încărcarea de personal, paralelismele, lipsa de coordonare și tot ce a fost, am luat această decizie și înțeleg că vi s-a pus la dispoziție noua organigramă care urmează să fie pe ordinea de zi a Consiliului Județean de săptămâna aceasta. Dacă va avea sau nu un impact benefic asupra bugetului unității, noua organigramă a președintelui Consiliului Județean Bihor rămâne de văzut. The ocean gets in your veins. Inspire Pictures este o casă de producție cinematografică. Solicită-ne sprijinul, iar noi vom fi prezenți acolo unde timpul decide să nu treacă. Inspirație pentru creație este sloganul nostru. Încearcă și tu prospețimea, entuziasmul și efervescența echipei noastre. A film produced by Inspire Pictures. Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Suntem prezenți în industria imobiliară din orașul Târgu Jiu de peste 12 ani. Profesionalismul, calitatea serviciilor, informarea constantă și respectul pentru parteneri, clienți și colaboratori ne reprezintă. Vă sprijinim pe toată durata desfășurării tranzacției dumneavoastră. Înțelege nevoia ta de a găsi sau de a cumpăra cea mai bună ofertă disponibilă. Urmează să vindeți, să cumpărați sau să închiriați un apartament, o casă, un teren, un spațiu comercial sau industrial, echipa Domina Imobiliare vă stă la dispoziție. Vino și tu să cunoști echipa noastră. Accesează site-ul nostru, domina.ro, și calcă-ne pragul agenției noastre. Apelează cu încredere la cea mai eficientă agenție imobiliară. Reclamă stradală, consiliere, suport online, cu cea mai interactivă platformă de imobiliare din Oltenia, informații precise și îndrumare profesională în direcția potrivită și dorită de client. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Cu toții cunoaștem înfrângerea. Corpul ne cedează, sufletul se ambiționează, viața ne armează și ne angrenează într-un sistem care ne învață cum să ne luptăm prin diferite mijloace benefice. Căutăm exemple în natură. Fluiditate, textură, energie, indiferent de moment și de stare emoțională, trebuie să depășim cu încredere orice obstacol. Nu o să fim niciodată perfecți, dar suntem perfectibili. Spitalul Hipocrat. Sănătatea înainte de toate. Pe
Pensiunea Balcan Express, situată la 15 km de Târgu Jiu, în localitatea Runcu, pensiunea Balcan Express vă așteaptă cu atmosferă relaxantă și plină de culoare. Are o capacitate de 30 de locuri. Vă pune la dispoziție o gamă complexă de facilități. Zonă de grătar, bucătărie complet utilată, parcare privată gratuită, loc de joacă pentru copii, dar și o terasă unde te poți relaxa împreună cu prietenii sau familia ta. Te așteptăm într-un ambient înconjurat de peisaje și atracții turistice. Pensiunea Balcan Express. Drumul tău spre relaxare. Un oraș vibrant, plin de culoare și istorie. Un spațiu cald, primitor, cu oameni faini. Timișoara este orașul libertății, desemnată Capitală Culturală Europeană în 2021. Oraș prin vocație multicultural, în continuă schimbare, unde trăiesc în armonie trecutul și viitorul, cu un mediu de afaceri puternic, performant și bogat în oportunități. Noi credem că educația nu se încheie niciodată. Astfel, te așteptăm să faci alături de noi primul pas dintr-un drum cât o viață. La 15 minute distanță de centrul vibrant al orașului, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Regele Mihai I al României, dispune de o suprafață de 30 de hectare, unde găsești campusul universitar, cu o capacitate de 1500 locuri de cazare, parcuri și zone verzi, terenuri sportive, bibliotecă, centre de cercetare și practică, amfiteatre și laboratoare, o adevărată oază de natură și de cunoaștere. Universitatea, prin cele 6 facultăți, oferă programe aplicate de studiu, licență și master, cu admitere pe bază de dosar și studii doctorale, în domenii de actualitate, în continuă creștere pe piața muncii, specializări și în limbile engleză și franceză, în agricultură, mașini și instalații agricole, protecția mediului, biologie, cadastru, protecția plantelor, horticultură, peisagistică, inginerie genetică și silvicultură, managementul afacerilor agricole și în industria turismului, alimentație publică și agroturism, medicină veterinară, ingineria produselor alimentare, controlul și expertiza produselor alimentare, protecția consumatorului și a mediului, zootehnie și biotehnologii. Lasă-te ghidat de impulsul curiozității și studiază viața alături de noi!